Hei, salutare! Bine ai revenit pe canal, mă bucur că ești aici, am revenit și eu cu un podcast înregistrat după o serie de live-uri, cumva lucrurile pe canal o să intre pe un drum mai corect, era destul de confusing, ca să zic nimic, confusing. Iată, nu, nu mai înțelegeam nici eu exact ce era zi bună cu drăcea, după aia era zi bună podcast, după aia erau live-urile, clar lumea nu, nu era foarte clar pentru toată lumea care a pe canal pentru prima oară și am zis că fie că fac un live, fie că înregistrez un podcast, toate să fie din aceeași serie. Deci ăsta, episodul ăsta cu Alex Coteț este episodul 19 din seria asta și o să continuăm așa. Podcastul ăsta are, um, înlocuiește live-ul de săptămână asta, n-am făcut un, n -am programat un live tocmai ca să luăm o pauză, să clarificăm un pic cum, care e direcția um, canalului. Pe Alex Cotes probabil îl știți de la sector 7 voi cel mai bine, eu îl știu și ca fiind regizor și scenarist și advertiser și un om bă, ocupat, un, un om nu știu cum de, cum de a avut timp să vină să trage în podcast ăsta. Eu am avut plăcerea să lucrez la niște spoturi cu el ca regizor și mi s-a părut extraordinar ce iese din mâinile lui ca să zic așa, e foarte apreciat în industria asta, îmi, îmi place foarte mult de el și ca om mi-a făcut plăcere să discut cu el. Uh, sper să vă bucurați și voi să vă abonați la canal dacă vă simțiți bine, să dați un like clipul ăsta dacă vă place sau un dislike dacă nu, accept oricum. Mersi că ești aici, doamne ăștia, audiție sau o vizionare plăcută. <laughs> Spor, zi bună! Îmi făceam o listă de pe cine vreau să mai vină la podcast, cine vreau să mai vină la live-uri și așa mai departe și mi-a venit numele tău în minte și am fost, bă, da, tu nu prea ai mers la chestii de asta să vorbești pe la... Nu prea, nu? Tu ești abia al doilea al meu aș putea aha, să spun. Aha. După Andy la ce ai fost? Ah, pe asta că la Andy Moisescu mergeai oricum de demult... Tehnic, ultimul oară a fost în podcast și nu în emisiune. A, dar, da? Dar da, în general nu prea am, am Și m-am că da, adică tu având în vedere că, mai ales pentru ăștia care sunt în industria asta de reclame și ce mai faci tu, lasă-ți sector 7 și pe unde ai mai apărut tu, dar noi care știm că dacă eu filmez ceva, întreb cine... nu mai întreb cine e regizorul, că știu cine e regizorul. adică eu că n-am făcut multe proiecte, dar și pe alea pe care nu le-am făcut, tot întrebam și erai tu. și acum am un proiect la care l-aștept. Care e altul? Nu să Nu, nu, mi-ai spus. Am mai aștept. Da. Nu, că îl pierd, îl pierd. Că nu vreau să-l fac am cerut foarte mult. regizorul prost. Am foarte bani, că nu vreau să-l Bă, da, am mai auzit asta, să știi cum apreciez tot așa de la oamenii din, din, industrie. Foarte mulți actori zic da, pentru că au auzit că sunt eu acolo și că o să iasă bine, teoretic. Mă, pe de, de, altă parte și ies bine. Bun, adică, nu știu dacă... Care e șmecheria? De ce ies bine asta ce faci tu, Gene uh, gen advertising? Sau cum le spui? Reclame? Da, cum... publicitate. Ok, ce faci tu în publicitate și iese bine. Nu știu dacă e din cauza că acum lucrezi pe niște sume mai serioase de produ producție, buget, adică nu mă refer la banii tăi, efectiv. Să te audă Dumnezeu și satana în același timp, că nu e, cred nu că e chiar așa, se duce așa industria pe partea de costuri și câți bani se bagă. Nu, e de OCD da. și de școala, școala de YouTube, 12 ani de YouTube, le mm -hmm. înveți pe toate. Te adică de toate. Na, știu de tine de la sector 7 de 100, de când, sau când a început? Uh 2006. Era trecut cu Vio, tineri. Da, 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 avea, <laughs> se Îmbrăca prost a, Vio, avea vreme. Vreme. <laughs> Se îmbrăca bine teo, foarte uh -huh. era... <laughs> uh, Cred că 2006. 2006, ce se nu, nu era YouTube? Păi, a, atunci nu era lui Google, era YouTube-ul. Nu, prima... abia, când ne-am apucat noi, cred că abia apăruse, dar nu stătea lumea pe el. Și primul viral al nostru a fost pe 220.ro. Oh, shit. That eu old. nu mai știu pe ce. Eu am, am mai tot zis în viața asta că primul viral de stand-up cu cuvinte vulgare al lui Teo, și de fiecare dată îmi dau seama că un viral pe ce. Și eu tot zic că nici nu exista <laughs> termenul de viral, dar nici nu exista pe ce să fie viral. Nu cum, da. Pe păi... ce dracu a fost viral cuvinte vulgare al lui Teo? Mă cred că era pe Daily Motion. <laughs> Vezi, zic niște cuvinte care <laughs> da, sunt da, penibil da. doar când ne zici Da. Că exista viața asta pentru noi. Și sunt oameni ăștia mai tineri care, tineri care ascultă și care nu știu ce e 220. Sau... Crezi, ce e Instagram? Ce tracu Instagram? <laughs> da, da. Nu atât de tine, da. nu se uită la 8 anișori. <laughs> uh, da, așa este, deci it's been that long. Da, și am, uh, știu de atunci de tine, pare erau nu erau făcute extraordinar sketch de atunci a și 7, erau ele extraordinare pentru că erau scrise miștoși pentru că jucau Oamenii actorii, care jucau trebuie. bine, știi, și uh, bine aleși cu totul. Și atunci era set aia, adică când au jucat Vio cu bicuțul Badigarzi intelectual, toate chestiile alea, toate care s-au, nici nu mai vin acum, cu uh, Zâna Măseluță, ce, Zânu, ce zână da. era, zânul cu... Zânul Cămătar. Zânul Cămătar. Ce? la vieții. Mamă, de... da, era și setea aia, mă, parcă să demonstreze că era un fel, nici nu era actorie, erau comedianți care nimeni nu trebuia să fie actori. Nici nu cerea asta de la ei. Da, nici nu cerea neapărat să fie actori. Bine, nu că nu micuțul sau Costel erau actori, au făcut actorie. Studia. Da, dar uh, era chestia aia de demonstrat și era atât de marfă ce se întâmpla în ala că nu mai conta cum arată, știi? Era de făcut, uh, noi aveam ambiția asta să arătăm puștan fiind că, bă, se poate omor ca în sua, Poate să faci sketch show, pentru că aia de la TV nu zădeau loc. Uh -huh. Nu era pentru ei. Rădeau de tine. S-a pierdut. Eu vreau să mă duc în altceva, dar acum că ai zis asta, am dat seama că s-a pierdut. Uh, adică ați făcut aia pe, pe, pe o perioadă mai lungă de succes de atunci, cu cărți, care și în ziua de astăzi mai zice cineva de nicăieri. Cărți! Ești nebun, e, e o referință cât de bătrână. S-au mai nebun. născut două generații de da, cărți. Da, da, da. Sau nu se mai tipăresc cărți <laughs> de, de când. Iar haik! Da, și, și s-au dus. Adică nu mai e... Uh, știi, e dorința asta de uh, umor ca în state, nu ne-am dus în late night-uri, nu ne-am dus în sketch-show-uri, nu ne-am dus în sensul ăla, deși alea au avut succes. Dacă n-ar fi avut succes, mă gândeam, bă, nu, nu merge în România, nu-i profilul. Nu ne-am dus uh, și din vina noastră celor care facem așa ceva, uh, făceați, de Făceți. Care făceam așa ceva în cazul nostru uh, Nu, celor din, din industrie Dar nu s-au dus și fiindcă Fiindcă publicul cumva Bă, e în urmă mă. Țara e în urmă Cultural cel puțin suntem Dar da, a mers, de ce a mers? Cred că a mers pentru că Atunci, sincer, de aici intrăm în chestii mai deștepte Scuze, e de vreme uh, Vezi, atunci... da, mers <laughs> Cam asta Prea devreme, mă. Prea devreme. Mergea, mergea într Uite, primul nostru viral, ca să zic așa, pe YouTube, a avut 120.000 de views. Și am zis, pe gata, de aici nu se mai poate, că nu sunt 120.000 de români cu internet în țară. Da. Când au venit Cosmote sau cine a venit și a început să pună net peste tot, s-a triplat populația activă de net, care nu toată populația aia care și-a tras net în lehliu gară e formată din publică admirator de stand-up și de Larry King okay. și așa mai departe. Cred că eram mari într-o bulă mai mică, și acum suntem mici, până și asta într-o bulă foarte mare. Știi? Am înțeles. Nu i vina ta. Tu ai făcut bine. Mm -hmm. Tu ai făcut bine. Restul au făcut prost. Eu personal. Tu personal. Mulțumesc. Okay. Adică nu că ai venit până aici să spui asta. Era... <laughs> Aveam dubii vis-a-vis -vis de cum da. sunt eu cu cariera mea. <laughs> Gândește-te așa, dacă faci un milion de views, să spunem. Da. De la an la an un milion de views va fi tot mai puțin viral. Da. Pe da. măsură ce Jador face tot mai multe din greșeală, uneori. Da. Deci se încordează, știi? Ce înseamnă mare? Cât de mare e mare? Și cam nu mă cât -am. bicepsul lui Jador. ce <laughs> da. scuze, Jador, te respect și te admir. Dar și eu îl respect și Chiar e de admirat, Jador. Nu știu dacă ai fost sarcastic. Nu, nu știu dacă e mai înalt ca mine și de aia. A, dacă mă bate Da, okay. Dar mie da. mi se pare chiar că A, e, e ce trebuie Jador. Adică din... Nu rog, e, are rost să, da, să ne ducem în... Na, fiecare pe treaba lui. Dar oricând ai nevoie treabă. de figurație în videoclip, Jador, mă dezbrac, fac de toate. E la... ăsta la canal de acum, la Survivor. A, da? Da, 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 e plecat. A. Cinci luni de zile în și durează ăla. Cinci luni de zile de nimic. <laughs> da, da, la trei mese pe zi, stai să mă gândesc, trei mese pe zi, vezi și lume. Da, da. Și poți să să-ți și tu că ai fost în insule, cum e toată lumea Maldive da, acum. Da, Poți să-ți uite frate, am Cu, fost pe insule. Cum, ai păcălit pandemie? pandemia? Am supraviețuit. <laughs> am supraviețuit. <laughs> Cinci luni am supraviețuit, fraierilor. Sunt supraviețuitorul, da, efectiv. Spui. Mamă, dai seama ce album de manele poți scoate după aia? Mamă. Au vrut să mă mănânce. Dar nu mai știu dacă mai sunt Mai am iarne. iarnă de... Nu are rost, Da, da nu are rost. Sunt prea bătrâni. Nu știu cum se cheamă acum. Da chiar, cum se cheamă acum? Nu știu, că... Acum e perioada în care o să se redefine... Se, se redefinește muzica cu totul, muzica mainstream din România. Pentru că momentul ăsta cu trapanele și cu haosul ăsta de ce e trapanea, ce e mainstream, da, cu Unde pop, limitat cu între... nu știu ce, da, da. Da. nu e, nu, nu s-a stabilit gata, a făcut velea trapanele și acum asta o să fie. Nu, asta e acum, pentru că își regăsește, își regăsește, se regăsește muzica românească în altceva. În sfârșit s-a întâmplat ceva ce mi se pare că trebuia să se întâmple de la început, să fie maneliști și cu mainstream artist, cu pop artist, să fac, să colaboreze, adică să nu mai fie asta a durat, mă, A durat ceva uh, până când nu da. levele a, spart bariera da, Dar da. da. da, uite, aici mi se pare interesant, iar nu ducem într-o chestie de știată, dar după aia putem să fim proști, scuze. Nu am să aminte, apropo de ce spuneai tu, citeam la un moment dat o carte. <laughs> <laughs> da o intenționat o citeam, adică nici măcar nu era pentru școală. Erau vremuri în care pe la ora 6 spuneai, bă, de aici încolo da, am doar TV, filmul reluare la 8, ce fac de la 6 la 8? Păi o să deschid acest iPad tipărit pe multe foi <laughs> să-l citești. Și mi-am dat seama și din cartea aia despre mafiozi din anii uh, 20, manelele noastre sau cum era un anii 90 luate la mișto, se înjură în emisiunea ta? Da. Luate la pulă. Uh... Ai, 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 pus tot sufletul în folă. <laughs> Mai bine călăraș. ziceam nu, mi-a părut un pic greu că am zis da. Călăraș de lângă cimitir, scuze, trebuie să... Oh, de lângă cimitir? <laughs> wow, eu am, mergeam la un prieten care stătea fix lângă cimitir. Probabil un bloc cu tine. În Călăraș? Da, ce la ce Chișta. Tari? Știi pe Chișta? Nu Cânta la un moment dat. După numele de pușcărie. Da, e rapper. Da, da. Arăți cineva de mine că i-am spus că în călăraș, i-am spus cartierele și i-am zis că eu stau între cimitir și cuțit, cuțit de altă zonă. Da, știu. Da, pe lângă doi am, și doi căcați. Adică, am stat, am, am petrecut în călăraș și o perioadă. Da, e, mai pare foarte întreg. Nu m-am am dus pe acolo. A, nu, okay, nu, ziua. Mi -am stat. <laughs> nu noaptea, noaptea, am ieșit de câteva ori, dar cu cine trebuie. Mergea <laughs> nu... Mergeam la Miță, e strada. Te pe Miță. Nu mai știu, mă, n am mai fost până oraș de vreo... Nu, pe nu, pe miță uh, cu repul, nu știe strada. Ah, ok, ok. Strada Mița, a fost legendar. Da da, 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 da. mergeam mai mai la el, el, da, făceam rep pe vremea aia, eu. Era, era o vreme în care te bătai pe recomandare. Nu știu uh, dacă în București aveați asta. Nu. Era, ce mă, ești mecher? Da. Tu ești mecher? Da. Tu Alu, ești, alu Viper. Ok. Bine mai bătut. <laughs> Bine mai bătut, dar te prind o dată Da, da, da. Știi? Și era bătaia pe recomandare. Am înțeles, foarte bun. Așa, revenind la asta cu manele, uh, pe măsură ce, na, ele au evoluat și lumea softică, domne, s-a stricat societatea, whatever, mă, în cartea aia povestea la despre, despre jazzul din anii 20, de, zicea de lui Armstrong și îl vedeam pe Florin Salam. Și povestea cum venea că închidea barul, punea o pe masă, prindea un trabuc, spunea lui ei, hey! una de jale. Și venea lui Armstrong și cânta una de jale. După aia una de veselie și așa mai departe. 80 de ani mai târziu, jazz, domne muzică nobilă, cultură, artă, nu jegul ăsta. Să vezi tu până în 2050 <laughs> da. cum discurile clasice, colecție pe Spotify o să fie salam vintage. Nu, păi și ferm. acum manelele alea primordiale sunt generic azur, dar al de astea Acolo a început. Da. Care azur are acum? Face berăria H câte 4 pe an cu Face pentru de oameni. hipster, mă face pentru aia care -i urau probabil în anii 90. Păi asta vreau să spun. Deja se vede că o să fie ce, ce spui tu. Că că se vede fii, cu chestia asta. Deja da. o să fie studiat da. la conservator în 30 de ani. Păi să știi nu că am început să, să și. Au de început deja. să fie discuții uh, despre că bă, acum cu trapanele și cu astea nu mai... Bă, parcă totuși nu-mi plăcea, mă, dar parcă totuși Adrian Minune, bă, era cumva, mă, mai avea o... Înțelegeți? Ce Deja e... da. da. Pe vremea mea, Manea era ne nu ca acum de pune pune îndoieli și nu știu ce... Da, mă, nu, are, are, avea o glumă, nu știu dacă, mă avea oric, o glumă care este extraordină, nu știu dacă, într-un special asta că orice generație, orice a apărut nou, a venit unul care a zis că nu, de a venit, a făcut la focul a, păi voi tineri mâncați carne prăjită, da. da, rupeam da, din da, elefant, rupeai da, din da, elefant da. și vrei foarte mea... bună ideea chestia dar e, românească. e foarte bună no. dar nu românească, crezi că se întâmplă în România asta? Bă, păi, cred că în România se întâmplă mai mult că nu este mai frustrați și săraci eu păi, o, văd o parte că... cam ai motivul, pentru da, că, sunt și că suntem săraci. Că suntem săraci din cauza că suntem săraci se întâmplă multe chestii. Că Chiar. suntem snobi săraci. Asta e exact. De fapt, Vrem că să... săraci încearcă să arate, că bogații nu. Bogații <laughs> dau 3000 de euro pe haine cu rupte în curs și în genunchi, și săracii dau 3000 de euro pentru că o scrie mare, brand -ul. Da, 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 da. da, da, da. Adică da. sunt Nu. <laughs> și eu am mare scris, nu era ceva e. personal. Dar nu e brand, nu e. <laughs> Nu, no, zic așa. Am, um, am glumit și eu. Am încercat. Da, nu e, prea. e 12 ce <laughs> să faci e dimineața. Seara e băuvin, acum mie îmi dai ceiuți. <laughs> da, mă, e o chestie foarte românească și mă lovesc de -a foarte, foarte des. De la, adică văd cumva și la oameni și cercuri la care nu te-ai așteptat sau care se cred peste chestia asta. Două chestii văd. Merge și așa. Da. Și ți imaginezi când auzi, a, pe problema țării ăsta este că toată lumea se lasă că merge și așa. Și ți imaginezi imediat un băiat care îți sapă șanțuri, că mm -hmm. gândești așa nu-ți imaginezi un doctor sau un artist sau un om din publicitate și mai e și frustrarea asta, tot ce e nou e dubios, pentru că încă nu știu eu. Da, da, da. da. E sindromul tatălui, știi, vi și spui, bă, tată, dar știi că sunt telefoane și fără butoane. Ce îmi trebuie mie să mă complic, mă? Păi nu, efective tehnologie și îți viața. Sună 15 minute de învățat ceva în da, da, da. Las! <laughs> Suna, a să fac foarte puțin da. lucru pentru a avea o viață mai ușoară. Trebuie să nu mă îmbunătățesc ca om. <laughs> <laughs> nu. <laughs> nu. <laughs> nu. mi plac chestia. Am vrut să zic că I don't like this, dar nu ar fi zis că ar fi trebuit să înveți engleză. <laughs> și dă o ce să faci cu ea. Și ala? cu rusa, are... eu mor pe, apropo de chestia asta, eu mor pe ei mei care nu sunt la modul ăla mama și puțin destul de deschisă, au ideea asta de, păi ce să mai facem noi? Că s-a terminat, gen. de ce să mai... A, nu mai ține de noi. De nu, adică nu, nu, nu mai vor să facă nimic pentru ei, pentru nimic, știi, adică s-a terminat viața, noastră. le zic eu, bă, uite, dar mănâncă și tu cumva, că ai făcut o vârstă, sau uite, hai să faci ceva, sau uite, de, de la munte, sau uite, fă cu banii aia ceva. Ce mai roz mai are mă să facem tu noi? Tu aici ai dreptate, dar pe de altă parte, la tine e problema, pentru că tu încerci să-i ajuți? Eu prost. Tu, tu prost, trebuie să zici așa. Dar vecina Veronica de ce face? O să vezi. Păi face și vecina. Bă, ai mă, că de acum ne apucăm de sală. Da, sale. Ai mei nu merge, dar înțeleg. Dar adică ai mei pui... sunt, au fost tot timpul de astea cu nu ca vecinii. Nu, A, okay. să nu, dă-i dracu. Că... Dar înțeleg ce zici așa, este în general e... Și eu le fac asta lor mei, am aflat că de fapt așa făceau și mie când eram mic, ce obțin la dus gunoiul, eu l-aruncam pe geam, că na, călăraș. A, da, da, da corect. A, am fost un pic, uh, pic panică, dar mi-am dat să fac. Da. Da. <laughs> și... Uh, vreo trei ani de zile mă făceau să duc gunoiul foarte simplu, trecând pe lângă mine fără să-i văd și zicând, uh, pune-l pe Dorin, pe la mic să ducă gunoiul, că Alex oricum nu e în stare. Mamă, secunda, doi, eram, ce a zis? Poploaie, mă duc, mai aveți gunoi? Eu și din altă parte. Și era fix reverse psychology, știi? Da, da. Asta trebuie să folosești și cu, și cu părinții. Da, da, și ne-am dus pe bătrânețe pe părinți. Și pe asta mă gândeam, am avut așa un moment de cum dracu revenim de la sectorul De sector ce să șiate? ne mai plângem <laughs> acum? <laughs> Ce, Ce problemă mai mai are cu în viață? Bă, mă așa cu spatele când cobor dimineața. <laughs> Ce ai acum? A trebuit să sun. Eu uh, e ok, ai fost punk care ai avut. 34, de... da, s-a, topit okay. mult de aici. Okay, mereu da. uit, mereu da, uit. da. 34? 34 am făcut. Faci 35 anul ăsta? Fac 35, s-a terminat. Ah, ok. Ies din demograficul publicitar de 25-35 venit mediu. Uh. Nu știi că tu, tu Fa Eu fac 35 înainte da. Deci nici tu nu o să mai faci parte din demografic. Deci încă sunt? Încă o este. să mă bucur încă două săptămâni, o să mă bucur foarte. Abia, abia peste două săptămâni o să descoperi că reclamele alea nu mai sunt pentru tine, că le mereu pentru publicul 25-35. Am înțeles, O da. să fie exclus. Adică o să dau drumul gen, în februarie după ziua mea o să dau drumul la televizor și nu-mi place nimic, domnule! eu nu înțeleg nimic de reclamele Sau o să vină și zică, cum te uiți la așa ceva, că nu mai e pentru tine. Te oprește da. poliția pe stradă te vede într-un vol, vă spune, ia, coboară, te rog frumos. Ce? Păi mașina asta nu e din demograficul tău. Ai tu 54 plus și venit peste medie, coboară drept cu autobuzul. Da, ți-ai luat ca, ai luat, da. -ai luat cap, prost. Ai, ai, rată, nu? Da. Cât e rata? Nici nu-ți permis. Ce job ai? N-ai nici măcar venit mediu. Bă, prost. Ești, ești, du-te du la demograficul tău. Da, -a. Deși n-ar fi rău. Ai zis-o, ai făcut-o ca pe glumă, da, asta cu să ne împărțim un pic pe demograficul nostru, da, dar, nu, ar fi o treabă dar, o... dar nu pe demografic, măcar așa, cât de cât, pe o parte din uh, chestia asta cu demografic, ar fi o treabă. Ar rezolva niște probleme. Da, ar rezolva niște exact problemele alea mai adânci de snobism, de vreau să arăt, de... Pe mine mă da... omoară chestia, știu că sunt, sunt bătrân, într-adevăr, că zic asta, pe mine mă omoară asta cu imaginea, cu cum uh, cum arăs, pentru că E atât de ușor și mișto să fii tu și atât de de succes, practic, să fii tu, să fii ok. Scuze, sugeam burta. Nu mi se pare atât de greu, mă uit la mai ales copii din ăștia care sunt vlogări, influenceri, orice, rapperi din ăștia, tineri, trapper, știi, care sunt de succes și dacă apar undeva să dea un interviu sau ceva, frate, se vede pe ei că sunt inconfortabil de la cap la coadă pentru că totul este... Oare dacă clipesc, da, dacă fac clipe da, okay. prost, sunt clinci? Bă, fie, eu iurea când am pus ochelari la emisiunea asta, Sunt dau ochelari, dar dacă dau ochelari și asta, cum zice lumea? Eu am impresia că asta este... Și îi întreb ceva și este... <laughs> <laughs> da, corect. Da, adică... Nu, nu las și o gen... Justul, da. <laughs> da. Da, da, Nu, să, nu fiu prost aici. Și mi se pare atât, înțeleg perfect, pentru că toți eram la 20 de ani așa, numai că sunt camerele pe ei, pe noi nu erau așa, nu erau. Dar uite, zici aici o chestie interesantă, dar eu cred că e un pic idealistă, că nu prea e ok să fii tu însuți. Mm. Nu prea e ok și nu prea... Dacă facem acum o listă, da, cenzurăm numele, cred că strângem 10 oameni de care putem spune, bă, omul ăsta și-a construit o carieră fiind doar el. Nu te vrea public. E, o, mai e, că te vrea și. Ce am cum ești zis că. e dusă la extrem. Normal că nu poți să fii. Normal că dacă uh, trebuie să faci stand-up, să joci, nu să joci un rol, să faci stand-up, să zicem, sau orice apare undeva, să dă drumul la o cameră, trebuie să faci un podcast. E normal că ești. Nu ești. Eu, tu. În... Nu, nu mă refer la. Ai dat drumul la cameră, clar se schimbă situația. Ce faci tu zilnic pe YouTube, pe Facebook, să spunem, sau pe Instagram, okay. sau pe TikTok? Nici acolo nu. Nimeni nu are curaj cu adevărat. Adică, și cine are curaj să fie el? și ok cu imaginea lui, programatorul ăla cu 35 de prieteni. Ăla are curaj să fie cine. Okay. Ăla nu zice, am ieșit bine în poza asta, este să mai, mai fă mâna acum cu, cu în spate, că știi, dacă ai vrei să fii tu, tu și ești ok cu imaginea ta, trebuie să fii ok cu faptul că nu vei fi popular niciodată, cred. Hmm. Decât dacă ești foarte nebun sau nu știu, eu foarte mă simt, bun. Eu de când am realizat că ar trebui să fiu eu, într-adevăr, n niște limite. Normal că dacă intru dimineața live, sunt și eu un pic mai energic decât poate am venit supărat, poate s-a întâmplat ceva, ceea ce se întâmplă, normal. Normal că nu o să vin. De-aia îmi place și să fac live-urile astea și să-mi fac stand-up. La stand-up, dacă, mă, dacă sunt supărat, deprimat într-o seară că s-a întâmplat ceva, am posibilitatea de a mă urca pe scenă și să zic că n-am niciun chef de show dar trebuie să fac banii ăștia să vă iau banii, o glumiță din asta și așa că pula mea, trebuie să suportați că n-am niciun chef. Și se râde, adică pot să fiu așa. Să faci un haj ce necas. îmi place, da. Pot să nu fiu, eu sunt de obicei mai vesel pe scenă, mai energic, mai hey, mă, mă, că, pentru că îmi place foarte mult să fac stand-up, mă bucur realmente în 90% din Ești cazuri. Ești stand-up-ului din România. Nu bei, nu fumezi, nu te droghezi. Ești căsătorit cu minte de vreme acasă, muncitor, da. Și îți place ceea ce faci și o faci din pasiune. Mai du-te, dracu, Alex Mocanu. Da. Da. Păi, în cazul tău se aplică asta. Da, și de când, de când am realizat chestia asta că pot să fiu eu, că și toată viața m-am chinuit să fiu unt, să-mi găsesc locul, practic, asta cauți. Da. De când mi-am găsit, bă frate, eu sunt ok cu asta, mie îmi place să fac aia, eu să am niște pasiuni, eu sunt ok cu lucrurile astea, îmi place, am, am văzut cam care sunt valorile mele, sunt așa, sunt ok. Care m-a ajutat și foarte mult, Andreea, cumva că mi-a zis că sunt bun, că eram și mi-a zis... Mi-a zis că, nu, ești ok, ești un bărbat mișto, stai liniștit. Și ea, fiind o femeie frumoasă și mișto, mă putu, poate are dreptate. <gântu -i> Dar n-ar fi stat cu mine așa de atâția ani de zi. Da, iau de nevastă. Plus iau Ea mi-a zis mie, da, a... <gântu -i> înainte să pun întrebare. Plus că în momentul în care am cerut-o, mă și-a păsat burta aia pă, <gântu -i> <gântu -i> cu copilul. <gântu -i> <gântu -i> <gântu -i> și din momentul ăla, când am fost autentic din nou în limite, m-am simțit s-a luat o așa mare presiune de pe umerii mei că a, a, rămas loc de treabă. Acum am o altă, am astea încordate că sunt stresat, că muncesc mult și așa, tu știi foarte bine Doamne, cum e. uite aici, aici, aici. Să nu... argințul, da, argințul. da, 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 Dar asta a intrat munca asta și treabă pentru că a ieșit chestia aia de ce fac, cum să dau, cum să gândit un mult, planificat cum mult. Cum fac să prindă viață chestia asta în care da, cred acum. Da. Păi, uh, Comanda de la... Da, stai da. să-i dau un... Uh... Uh, plătește tu și pun și-o bani. <laughs> stai. Mănâncă pizza cu ananas. Și trebuie să mai dau o dată. De ce? Pentru o să mai fie o dată în un... asta, să mai dau un timer. Scuze pentru asta, nu știu dacă se taie la montaj. Această pauză publicitară a fost este oferită de, de acum, introdus sponsor aici ai, ai acum lucrez cu cineva, vrei să băgăm, îți place vreun brand sau vreun ceva? acum dacă tot zici... Nu, bunei bune, nu! Hai o să pun camera pe mine. Nu se... Stai să mă răcorești să-mi trăiesc viața. tu, vorbești acolo, eu pun sa nu poată fi tăiat. Mama, Ah. ai reușit să pui în toate trei cadrele Zamba picioarele înțeleg, că, ești regizor Dar de te-am Ia să vedem cum se face să tai ceva de pe... Ah, acum nu se mai face și nu o să ai nici la acord. O să trească să explici unde a apărut brusc. <laughs> da, da, asta e marfă la, la podcast. Că mă Oricum nu o să ți-l plătească nimeni. Da, poți să scot asta de aici, fost să fie... Dar de ce a apărut o sticlă de bip? Acolo, pe, <laughs> acolo pe masă. Bă, dai bum Așa bip. Ne <laughs> Unde era? Având de vedere, revenind la altceva ce mă interesează pe mine de la tine. Să-i să-ți la ce zici tu. Mi pare interesant. Uh, ah, da, 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 știu unde cum era. Îți găsești uh, motivația și, bă, vreau să fac asta. Uh, eu o văd un pic altfel. Da, știm mulți comedianți și știm că atunci când se strâng șase comedianți într-o cameră, te sinucis de depresie. Da? da? Tot Nimeni simt simt... nu mă crede când zic asta. Uh, nici pe mine, dar cumva în anturajul meu imediat au început să se prindă că de câte ori mă văd cu mai mult de doi oameni, îi plictisim pe toții deprimăm, vorbim numai de poluare. Viața n are niciun sens. Azi n-am vrut să mă dau jos din pat. Buda de ce plătim noi taxe, mă? Dar nu mai bine ne-ar stat automat. Bă, dar până la urmă, îți trebuie două oameni ca să supraviețuiești? Și toate prostiile care îți vin. Da, nimeni nu te crede că într-o cameră de comedian se plânge, nu se râde. Și toți zic că mi-urez viața. Hai, nu? Da. <laughs> da, ești foarte zen. Nu, dar de... eu sunt ok, dar trăiesc cu... Eu nu sunt așa, dar trăiesc cu oamenii ăștia de foarte mult timp. Și atunci gândește că cine se rugă pe scenă și face comedie, contrazice cum este el cu De fapt, de a o faci, probabil. Da. Știi? Ești nemulțumit de, de lume, n-ai chestii care neapărat, nu, 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 neapărat că ești trist, cât ești depresiv o așa. Da, da, da. Și odea de exemplu, apropo de ce faci cu, ce faci cu imaginea ta personală, să spunem, da? Fii tu însuți. Păi eu dacă ar fi să fiu eu însuți, eu nu mă trezeam azi din pat. 10 am până la două, mă uitam pe pereți. Cât timp făcea asta? Bă, nu știu că n-am mai avut ocazia de 14 păi, ani. Da, dar cunoscându-te pe tine, că nici nu n-am făcut asta, dar știindu-mă pe mine, aș face asta, dar aș, aș face-o patru zile, după care aș lua o raznă. Eu cred că la mine, dacă aș face-o după patru zile, acum, de exemplu, de, de ziua mea, am stat în casă și n-am făcut nimic. Mi-a luat o zi jumate, că oricum s-a prins cu weekend să-mi dau seama că mă simt vinovat că nu fac chestii, că nu mă sună nimeni să mă înjure că întârziem cu ceva și așa mai departe. Și după vreo două zile și jumate am intrat pe Wikipedia și am început să citesc prostii. Și am zis, bă, eu cumva mă simt bine acum. Că eu nu vreau nimic de la viață, doar mi se întâmplă chestii, doar mă ambiționez pe ceva. Și am zis, bă, eu ar trebui să mă angajez la mega Image. Eu cred că dacă îmi bifez să-mi iau casă, eu într-o zi pe platou o să bat pe unul, o să-i răstorn ceva acolo, mă bagă pe la arest și după aia mă angajez cu mândrie la mega imagine, n-am nicio problemă și restul vieții doar nu cer nimic de la oameni. Că păi nu cer nimic de la voi, nu mai cereți nici voi de la mine. Da. Și atunci, na, nu pot să fiu așa ca om. Trebuie să fii mai funny, mai haha, mai du-te la chestii pe care nu, unde nu vrei să te duci, fă de acolo o poză, participă la o conferință, fă un show, că am avut și-o doi ani, am prins niște stand-up. Nu ești tu. Toți joci un rol. Da poți să joc, poți să fie în niște limite. Bă dacă eu pot care n-am cine știe ce venituri, să zici că bă, da frate, măcar mă duc și fac stand-up și Hai, fac turneu și. Ăsta e etajul 3, studioul 5 mai plimbat pe toate, mi-ai zis când ai investit ce ai vorbit în spate. Pe seama că aia e altă treabă, aia nu ai să celalalt scot bani. Ai business. Da, acolo nu no. să scot bani, să no. cum ar veni, iese pe zero. Se minează. Da, 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 Doamne, poate într-o zi. <laughs> bă, lumea bitcoin de pe canal nu. știe că stau în chiria, așa că nu. <laughs> bitcoin ăla. Uite, o, o, poveste interesantă, știu că deviem acum vreo șapte da, ani, ani. Am un sketch bună. afară 3D. Mm -hmm. Și aveam un băiat care era șofer, ne ajuta, mm -hmm. ajutat. duba. Foarte de treabă, foarte hipiot așa era foarte zen, părea că nu se descurcă cu banii. Ne spune, de nicăieri vine la mine și la Raul și spune, bă băieți, și ce am descoperit eu? Ce? O chestie bitcoin. Și aveam 1500 de euro strânși și am luat, nu mai știu, am luat vreo 15 bitcoin sau ceva. Am luat 15 bitcoin de el. Și eu și Raul ne-am întâlnit și am zis, vezi mă, Vali, de ești tu șofer, mă, că ești prost. Ai strâns și tu o brumă de bani și ei pișa pe toți. Bă, săracule, acum e în Thailanda, are casă. Da you don't see it coming, știi? Da, da, da. Și da, da, în, în inocența da. lui, în puterea așa, ne și știm acest om de condiție sub condiția noastră. Dă-l dracu de dă prășit. M-am și ferit de Bitcoin vreo trei ani după aia. Era ce și-a luat fraierul de vali. Da, da, pe păi asta e că și asociez cumva cu... Da, da. mama ce Și mi-a scris din Thailand acum vreo doi ani, din a doua casa lui. Mm -hmm, ok. Frumos. Și okay. i-am dat cu sine. <laughs> tot eu, orgolios, știi? bai du-te, dracu, de bogat. Vezi, de aia ești tu bogat, Te <laughs> faci de asta. ești <laughs> da, lecții de viață. Știi? Da. Uh, asta mi se pare fani Poate asta, un alt exemplu, când eram noi mici, mergeam, am crescut la țară foarte mulți ani și după aia verile băgam tot așa muncă, vindeam pepeni și mai bă. No, marf. Da, și marfă. Da, marfă vindeam, <laughs> și acum nu mai mănânc pe de vreo 20 de ani, dar știu să ți recunosc de la 3 metri, să zic, cam ăla ar fi. Și bunica mai tot spunea lui frate bă, tu nu te la după Alex, ăsta vrea să facă facultate, chestii, tu fă o meserie de viitor, tractorist sau învățător. Sau și popa a zis, cred, ăstea sunt safe. Raportându-se la ce cunoști aia. De atunci și până acum, să fii tractorist a ajuns o rușine neprofitabil și a redevenit ok și bine plătit, să fii profesor e căutat, dar ai mentalitatea de oameni na, pe care toți avem. Bă, ne-am obișnuit cu un sistem, se schimbă ceva, parcă n-am fi noi primii care riscă. Și eu aș vrea să-mi spună cineva când de la facultate, bă, știi că în curând o să apară Airbnb și o să ai, dacă dai la. mai dădeau ăștia la turism și îi dau toți de da, ei. Da, 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 da. că n-ai ce să faci cu facultatea. Dacă ai și un pic de școală de acolo, o să faci milioane de lei. Zis, du dute, mă nu există așa ceva. Nu te pregătești nimeni pentru joburi alternative, cum avem și noi de altfel. Da, Știi. Și suntem și reticenți că așa am fost învățați Că a venit, părinții noștri sunt în comunism și ne-au ne învățat și pe noi, ne-au dat cam aceleași valori din astea de a fi reticent la ce e nou și la schimbări și la da, să lași pe altul să da, da, riște. Da, da, da. așteaptă pune până e prea târziu și după aia fost și tu când e prost. <laughs> când nu mai merită. Da. Știi, geniați? Bi nu-ți la bitcoin, dar ia când e 30 de mii să ajungă. Și dacă, dacă scade un pic, vinde-l din panică. Da, știu, da. după aia cumpără la 60 de mii. <laughs> și, și repeți asta până ne duci dracu. Până ajungi la 70 de ani să zici, am fost generație de sacrificiu. Nu ni s-a dat nimic niciodată. Da, mă, statul. Au statu. fur, fură ăștia, domne, aia nu. e problema. Ne-a furat pe toți, da. Da, deci nu, da, știu. E greu, mă, pentru... Te-a luat-o pe la fetești, așa. Tu te duceai spre mare și te-am tras un pic, așa. Nu, păi, dar mie asta îmi place la podcasturi. Că Desc posturi. Adică am stat de vorbă numai cu oameni care uh, nu sunt cum ar veni persoane publice, dar uh, au făcut ceva, au Plecat de la o nimic, să zicem, sau nu neapărat nimic, dar au făcut ceva cu muncă cu asta. Mi se pare că trebuie să existe și ideea aia, nu acum că nu e de succes podcastul ăsta, dar trebuie să existe și ideea asta a oamenilor, că, a români, pentru români, că bă, se poate. Că m-am săturat de naibă cum să faci în România, da, știi? Da, da, Și sunt aici. o grămadă de oameni și încep, când am ieșit din Club 99 și din... <laughs> când am început să ies de acolo, că mi-am dat demisia de la 99 și am început să mă învârt în alte părți, am văzut că, bă, eu am stat toată viața în cartier sărac și am dat de oameni ăștia. Și acum am ieșit de aici și văd niște oameni care, a, a, tu ai reușit, nu că a fost actul bogat sau că ai avut... Ai reușit că ai vrut, vrut că te-ai dus pe treaba ta, că, mă rog, fiecare, unul a munci mult, altul a avut talent la ceva, alt fiecare, cumva, e... știi? Și mi se pare că lecțiile alea trebuie să existe uh, undeva. Bă, trebuie să existe, tu, eu pot să dau lecția asta. Iar tu chiar ești lecția asta, adică mie când mi-a venit numele tău în, gând am fost, bă, eu personal nu știu un om care să mai muncească mai mult decât tine și mai random, că munca, sunt mulți oameni care muncesc mult, dar tu și muncești tot timpul și de alea, aiurea că astăzi scrii și ai o ședință și mâine ai o filmare de 20 de ore, care de fapt ea e de 18, dar durează 24 și se țipă pe acolo că nu, că e over Scăcat, overtime. Puse, overtime și să plătești. Filmează mai repede, Alex! <laughs> Fie amuzat Eu... mai repede! <laughs> <laughs> uh... Știu, și de aici, aici voiam să duc. Cum, că de fapt de la asta plecasem, de la ai luat Sector 7, ok, erai tânăr, vreai să faci niște chestii, n-ai studiat, nu? Zero. Ok. Mă rog, oficial n-am studiat cu diplomă. Dar ai studiat tu. C am învățat eu, da. Păi am da, studii, bine, dacă... și eu am studiat să fac audio dar n-am făcut da, vreo școală -am sau... Da, am înțeles, am da. înțeles Și tăi erai tânăr și ai vrut să faci ai vrut să faci treaba asta, ce să putea atunci miză mică, punem pe YouTube și nu știu ce Cum ai ajuns până aici? Că se vede, adică ai plecat de la chestia aia care n-a arătat nu știu ce și ai ajuns la niște chestii, că de la asta ne Am ai ajuns la niște chestii acum care sunt foarte apreciate de toate agențiile care sunt, și e chestia aia ce ai zis tu, sunt oameni care vor să lucreze Că știu Pentru că, că ești tu. Safe că mine. mie când am făcut ăla, proiectul meu, când am făcut. Ăla bun, și făcut. Cu rep, cu... cu tot ce trebuie. Da, ăla, m-am bucurat că ești tu regizor. Da, bă, frate, ai ieșit într-un fel și am văzut cum lucrezi și am văzut că stai pe chestiile alea și rezultatul s-a văzut că premii, nu știu, că cap mine m -a, m -a, nu m-a anunțat nimeni. M-am <laughs> aflat foarte târziu ești că premier, am căutat. Da, da, da. Și am văzut, da, da, -am, am căutat piesa pe Google, nu pe YouTube. Și am găsit articole că premiul la nu știu ce, pentru gen... Pot da un mesaj numele mă și mie, <laughs> să-mi ziceți mie, să dau și eu pe Facebook că a luat premiul, reclama aia. Se mai, se mai uită, se mai uită, nu cred că a fost înainte. Da, nici eu nu cred. Uh, bă, interesant că zice asta. Uh, două idei îmi veniseră apropo de When You Make On Your Own. Odată, dacă ar fi să mă duc la un, nu știu, la niște licenți sau studenți sau oricine mai tânăr, whatever, în ziua de azi, eu nu sunt omul care ar spune că dacă aș putea să o iau de la început, aș mai face o dată. Mm -hmm. Și o concluzie la care am ajuns de mulți ani. Okay. Nu aș mai face încă o dată, că n-aș putea să mai garantez că mai iese o dată până Aha, aici. Înțeleg. Pentru că atât răutate și dubioșenii se întâmplă pe un drum de ăsta, că nu știi nici tu cum ai supraviețuit. Și a doua oară, cum ai zis și tu, te întorci în cartier și ai zic, mamă cât te-ai ridicat. Dar eu văd și cât Putea să fie, da, 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 Sau pot să mă compar cu alții care s-au dus mai repede, mai mult. Și ești gen, boi, eu sunt un pic campion dacă am divizia B, așa un pic. Da, știu, da, da. Trebuie da, da. să ai un pic mai însetul ăsta de. nu, gata, aici e ai limitat tot ce s-a putut face. Deci, n-aș mai face încă o dată. și dacă, e să, dacă ar fi să explic, practic, cum s-a întâmplat, e foarte funny pentru că, practic, tot ce am făcut bine, și tot ce am ajuns să fac, am făcut pentru că mi s-a că prost. Mine, săptămânal mi se zice că sunt prost. Cam o dată la trei zile ba că vorbești de un proiect, bacă de un sketch, ești prost, mă, n-are sens. Nu o să funcționeze. Nu o să. Dar după ani de zile în care, nu mi se că sunt prost, nu m-am desumflat ce am făcut, am căpătat încrederea asta că, băi, eu știu ce zic acum. Când îmi zice cineva că sunt prost acum, văd semne de dolari în no, ochi. Sunt like, mmm, Ai zis că e prost, dar înseamnă că o să fac. Un Voi și e atât de marfa asta că o trăiesc și eu, dar de doar de un an sau ceva de genul ăsta am prins și eu încredere în mine. Pentru că am făcut studio ăsta și merge canalul și am mers cu stand-up până până pandemie, am mers cu stand-up, a fost un sezon bun atunci la 99 și mi și astea și... și eram, bă, chiar se poate, mă, și aceeași chestie că mi s-a zis atât de mult că prost, da. dar mi se pare că, adică, dacă aș, eu dacă aș fi nu știu dacă aș lua o, nu, nu știu, nu m-am gândit niciodată la chestia asta, dacă aș face la fel sau dacă, dar dacă ar fi să pun o rețetă, mi se pare că aș putea să o fac din nou, pentru că deși n-am știut niciodată ce am de făcut, am avut, Eu o chestie simplă. Mi-am dorit un lucru clar de la un punct în viață, de la 28 de ani, nu știu cum am trăit eu la viață, mi-am dorit un lucru destul de clar, nu vreau banii ăia, suma aia, mi-am dorit un lucru clar și am mers și am, am avut răbdare. Ceea ce asta Ceea ce mi s-a părut oricum. răbdarea și adică să am învățat la un moment dat să-mi spun ușor, ușor, că nu mergea, nu ieșea chestia aia și era planificat că anul ăsta fac nu știu ce. Bă, Ușor. Și când am învățat să-mi spun asta, și să tot practic chestia asta, și să am răbdare, pentru că nu muream de foame, nu nimic, uh, mi-am seama că merge, merge. Și acum am și eu încredere în mine. Ia? Pentru prima oară în viața mea. Uh, bă, felicitări! Și e mare lucru. Este mai ales că. că bune. Okay, sunt, bune. sunt multe industrie, sunt multe industrie în care ai încredere în tine sau n ai și să o te raportezi la stânga-dreapta, dar noi suntem și într-o industrie în care te poți raporta de la următorul comediant. A, peste da. tine până la infinit și ești, dar nu o să ajungă, deci mai încerc că nu o să ajung așa de sus niciodată nu o da, să mi se da. întâmple, te poți desufla foarte ușor Asta v-am zis și mai devreme când ai zis de comparație de, pe tine te afectează sau te uiți, te gândești că ăla să puteam să fac mai mult sau că la face mai mult Bă, uh, am ajuns la un fel de um, toleranță să zic, sau cum un punct de ăsta uh, de inerție în care nu mai consum pentru că nu e de Puteam să fac mai mult. E, ar fi trebuit să iasă mai mult, n a fost locul potrivit, contextul potrivit, anturajul potrivit. Mai mult, calculez efortul inutil. Ah, Știi? Adică okay. eu văd și bătăile pierdute, nu doar alea câștigate, le văd și pe alea multe bătute și mai nașpa. Ba financiare, ba de urlat, ba de distrus prietenii, relații, whatever. Calculez și aia, nu doar partea frumoasă și gata, mă, e ușor și e datorită mie. Sunt recunoscător că m-am ridicat, tocmai pentru că știu prin câte trepte m-am dus și mi le asum. asta cred că vine și la faptul că am făcut foarte mult sport în la viața mea. Ce sport? -i? Am făcut vreo 10 ani de basket și 2 de canotaj. nice! Da, da, da. Și la canotaj m-a dat afară că nu știam să not. După vreo 2 ani au zis, tu statistic vorbind, tu ești un accident waiting to happen. Da, da, da. da -am să fac canotaj și am zis, mi-e frică de apă, asta e problema. Bă, cât timp nu mă răstorn cu barca, nu o să mor. Și deci trebuie, să trac deci trebuie să trag mult mai tare ca fac... să nu mă răstorn. Ceea ce e <laughs> foarte bine. Eu am zis că sunt nebun și după aia după doi a dat seama că mi-e chiar mi că de și a zis, oricum se întâmplă, nu știi ce, te avem pe conștiință. Uh, dar e chestia asta din, din, sport și în sportul de echipă, când zice capitanul, mergem acolo și dăm coș. Păi dar o să ne rupem un picior. Păi n-a zis ce ne rupem sau nu. A zis că mergem acolo și înscriem. Uh -huh. E clar că vom suferi, și dacă ai mentalitatea asta, unor te poate duce poate prea strict, prea crazy într-o direcție, dar n-ai cum să nu-ți iasă. Uh -huh. Eu românescul, nu pot. Nu, de fapt, mi-e frică sau nu vreau. Știi? Mi-e frică de un piciorul, mor dracului. E o frică. Da. De aia nu poți. Știi? Nu vreau este, a, mă fac de râs, mi-e cam lene, pare că aș munci cam mult. Și așa spui singur stopurile astea. Dar, din nou, asta de genul asta de mentalitate mai sportivă, așa nu e întotdeauna sănătoasă. Da, da, da. Că te blochezi în cea mai mică chestie. M-am lovit în ușă, dar nu dau eu un pum la ușă. Am zis că fac o ciorbă, dar trebuie să fie cea mai bună ciorbă pe care o fac vreodată. Mi-e foame acum. Hai să citesc patru ore despre ramen. Da, da, da. Ca da, să da, văd da, cum... Da, da. Știi, te poate duce ușor în extrema cealaltă. Dar, basically, ești prost. A, sunt prost? Da? Stai să vezi, bă, gai, mi și eu... Și așa am învățat să scriu. După aia ești prost, asta nu se poate filma. Așa am învățat regie. După care ești prostă asta nu e amuzant. Așa m-am trezit că joc într-o reclamă și sunt influencer care e prost, nu, nu știi să faci un film. Hai că mă apuc să scriu un film și acum urmează să, să și regizez film. Deci, te enervezi pe un moment când, când o auzi, că -am zis, când era să spunea că sunt prost pe gratis, acum mi se dau mulți bani ca după aia să mi se spună că sunt prost. Știi, asta e... Doar vezi, bă, ok, știu unde pot să mă duc, oamenii ăștia nu pot să o vadă sau e greu, merită acum asta, sau nu? Bă, azi merită să mă arunc. Mâine, da mă, aveți dreptate, sunt prost, facem mai ușor. Cam asta e. Da. Ești prost, prea complicat și faci tu. Merge și așa. Știi? Dar cred că așa te ridici. Pot așa, pe picioarele tale, dacă nu e cine să te ajute, nu poți să, 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 nu, să ți faci loc doar bătând politicos zicând Hei, sunt talentat și muncitori, vreți să încercăm ceva? Mă, aș cu de aici, ce ești tu, eu? Da, Stai? da, corect. Cine ești tu, ce vrei să-mi iei locul la un moment dat? Și atunci, da, trebuie să... Don't take no for an answer. Da, 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 da. Da, da și m am mai prins o lecție de dacă te apuci de un drum, ia drumul ăla, nu-l nu-l 100 de ori. Da. O să-l sucești dacă ai 20 de ani și ții un drum. O să-l sucești, că nu, ai 20 de, de lucruri. ani. Dar gen, dacă ai zis că faci un lucru, du-te cu ăla. Că și eu am făcut multe lucruri și nu puteam să ajung bine în nimic dacă făceam 100 de proiecte. Bă, eu sunt un om care și-a spart drumul la un moment dat pentru că ar trebui să rămân, nu știu, doar pe creație de publicitate sau doar pe regie sau mm -hmm. doar să continui canalul la sector. Sau să, săi, după 2 ani de cochetat cu stand-up am zis, bă, pentru mine. Și ai seama, în cinci drumuri să te spargi când dacă te concentrezi pe unul, te duci unul mai ușor, dar mi-am dat seama că așa ca mereu o să-mi doresc și chestia aia, și chestia aia. Învăț o chestie, începe să mă plictisească. Exact așa sunt și eu, că să... nu aș putea să fac tot timpul dacă aș face numai stand-up, poate aș rupe în doi ani de zile de acum dacă aș face, dar după un an poate aș fi... Am mai vreau să mai fac stand-up, că mă cac. Adică am nevoie de o pauză și nu vreau să iau o pauză, punct. Iau o pauză de la a scrie stand-up a Ca fac, să fac altceva da, și da, în da. timp în care îmi fac spectacolele și după aia... Asta e și o chestie de mintea umană, mai ales la firile astea mai artistice, să zicem așa, pe care am observat-o pe pielea mea când m-am dus la corporație. După mm -hmm. ani de zile în care din banii mei strângeam, dormeam pe o salteauă de Dan la o parte, filmam nimic nou acolo, mm -hmm. făceam tot ce puteam să mai avem o lumină așa, montam școală bună de montaj. Da, de da, 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 da. Am zis, bă, dar am 27 de ani, trebuie să fac și eu mai mult de 700 de euro pe lună toți în jurul meu își luau case în rate, se căsătoreau. Mamă, și când m-am dus la corporație și mi-au zis să ia 2000 de euro pe lună, știi cum, Au, aveam deja montajul în cap, eram tân, 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 tân <laughs> da, este da, 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 Bă, și după 2 ani, mi se păreau atât de puțin bani pentru căcatul Bă, pe și e care... o capcană pentru foarte mult, pentru majoritatea oamenilor care ajung acolo, e o capcană, că foarte puțin trec mai sus, adică primesc 2000 de euro sau cât o fi, 1000, și nu contează, foarte puțin se duc mai sus, adică vor să devină manager sau ceva, nu știu dacă se fericit sau nu, dar vor mai mult și, maxi, și ceilalți își fac rate, credite, ce să face în România, să ți iei, să ai tu lucrurile tale uh, și după aia sunt blocați în ceva vă vă care stai, nu le stai, place. Pe, tu, nu da din casă filmul pe care urmează să-l filmez vara asta, că e fix despre asta. Serios? <laughs> Păi și e fix ce mi-a zis CEO când mi a dat demisia și am băgat asta și în film, mi-a zis, bă, Alex, știi care e problema? Era, eram miserable, frate, eram, nu puteam să mai privesc șefa în față și nu, nu mă, mă duceam așa, mă trezeam din pași, plângeam în metrou că trebuie să mă duc să iau 2000 de euro pe lună pentru că nu, nu, mi-am dat seama, nu merită și banii bani. Și cineva știa... ți-ar spune, iartă-mă, ce mă, ar spune, bă, cu prostule, 2000 de euro. Da, da. Și asta mă enervează la Ei nu văd decât uh, cifra. Da, 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 pentru că eu, așa. Și am zis, bă, fac orice altceva. Barman, uh, mega imaj, orice zice lumea că e nașpa și nu e bine plătit, deși barmanii câștigă destul de bine. Doar să nu mai trebuiască să înghit căcaturile astea, ne nedreptățile astea de mă fac pe mine să nu -mi mai respectăm. Și am avut o discuție cu CEO-ul, i-am zis, bă, ori afară pe șefa mea, ori plec eu. Și mai zis, care problema ta? Tu n-ai rate sau copii. Asta e problema ta? Și ești nemulțumit. Ta? Când ai rate și a, efectiv așa, asta am băgat în film. Când, ești când ai copii și rate, nu-ți mai faci probleme la muncă. Cine fură pe cine? Cine și bate joc de angajat? Nu, să să mă cât de trist e asta, pentru că el a zis-o ca pe o lecție de el viață. Să racu, îi părea rău de mine. Da, da. A vrut da, să da, mă ajute. Da. 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 Și tu plecai spre a fi fericită, a fi. Nu știam. Adică tu căutai, să scap, plecai nu știam ce -o -o urmeze. Plecai să cauți Fericiez, ca, bă, no, fericire, mă fericire. Să cauți na. liniște, să cauți să fie mai bine. Și de indiferent de, de bani. A, așa s-a construit da. țara asta, frate. Da. Nu cum încercăm noi, ăștia mai artiști. Bă, bă că, că de -ai, fără eu, eu? Vorbesc fără... cu prietenii de-ai mei care nu au rate și stau în, Nu au cum să pleacă, Tu ai 2000 de euro pe lună și ai rată la casă și la două mașini, că poți să ai doar o mașină. Asta nu a... poți să pleci de la job, nu, nu ai cum. Pentru că nici nu sunt genul de oameni care strâng bani. Asta nu înțeleg, na, crescând sărac în sudul sălbatic, băi, și la 2000 de euro pe lună, primul lucru pe care nu l-am făcut a fost rata. Am zis, bă, ăștia bani, ăștia să strâng, ăștia să pun deoparte. Știu oameni care, na, au 2000, 3000, 4000 de euro pe lună și le-am zis, că am observat de-a lungul anilor chestia asta, am zis, bă, voi de câte ori vă mai crește salariul un pic, mai adăugați o rată. Da. Nu, din, nu, nu în loc să vă luați 200 de euro rată din 2000, voi vă luați 2500, frate. Dar poate că așa le funcționează creierul, așa îi motivează pe ei să, să suporte căcat trafic și nedreptăți la muncă, pentru că altfel dacă n-ar avea rata ar veni cu un topor. Poate de fapt e da, un mecanism Poate de și asta, n-am văzut așa. N am văzut așa. Poate Încerc și să găsesc uh, un silver lining, știi? Dar e iurea, că nu... Eu iurea că nu avem educația asta de niciun fel și... ai Adică trăiesc mulți oameni zombi doar pe chestia asta, că mi-am făcut, un prieten al meu și-a terminat rata la o mașină și a vândut mașina și a făcut altă rată să ia una mai bună. Păi, Atunci, în luna următoare, deci a wow. făcut rata la, efectiv, n-a -a avut nicio lună de uh, bani aia. Și nu era despre mașină, îți dai seama, bine, el a justificat că e despre mașină, ca să fie mai... nu era despre mașină. Și și-a <coughs> luat și mai scumpă? Da, Sau? adică a vândut-o pe și mai a pus diferența credit ca să ia altă... Wow. Și n-am cum să-l blamez când țel, el pentru cum argumentele lui are dreptate. Da, aveam nevoie de o mașină puțin mai mare, aveam am luat o mașină mai nouă, mai... înțeleg. Și, și statistic dar... vorbind, tu ești ciudatul. Da, păi asta e deranjant. Tu din oameni, da. Tu de ești... fac podcast ăsta. <laughs> <laughs> e, mi-aduce aminte de o scenă din I am Legend, de fapt din Omega Man. Uh... I am Legend de acum, ai făcut după Omega Man din ah, anii okay, 70, care e făcut după I Am Legend-ul inițial, oh, Lord, sure. care a inspirat okay. Night of Dolly, sunt cu zombi, Am înțeles. Și zice o chestie foarte mișto, Charlton Heston acolo la final, zice, o să vă omor pe toți monștrilor. Și monștrii care în versiunea aia sunt de fapt niște vampiri, așa, aia zic că nu, nu, nu suntem monștri, tu ești monstru, că tu ești singur om rămas pe pământ. Suntem șapte milioane de vampiri și noi le spunem da, copiilor noștri bă. vampirași că dacă nu sunteți cuminți, vine omul și vă mănâncă. Ai rămas singur, tu ești ciudatul acum. Știe? Și ești totem. timpul. Tot timpul. Da da da, 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 da. de da. minoritate și... Nu poți să te superi pe lume că nu e ca tine când tu ești 5% din ea. Da, știe? nu, eu mă uit doar și uh, văd oameni, adică sunt prieteni de-aia oameni care țin pe care îi văd zombie așa, știi, și în, fără niciun nimic. Și îmi dau seama că dacă și-ar căuta... Uite, am un prieten care a lucrat în bancă până la fi director de la nimic. până Stai să dau uh, da. mai dau un de la... De cât ori stau cu Alex Mocanu la o discuție, îmi place să mă răcoresc cu un cola la 0,5. Îmi dă energie și mă face să-mi iubesc viața. Cât <fie> <fie> am zis eu? Nu, dar chiar îmi place cola. <fie> a, am, un, am un prieten care a lucrat în bancă, a ajuns până la a fi director și zice... A plecat să-și facă business care nu mai putea. Și are, mi-a povestit despre doi colegi de lui care erau tot așa director ceva prin bănci, bine, bine de tot, care au plecat gen din țară și unul repar aer condiționat, montează aer condiționat de pe nu știu unde și unul vine înghețată în New York pe stradă. Și sunt Da. Uh, wow. Și ar uh. zice, adică știi, oameni din ăștia care câștigă probabil 10.000 pe luni, nu știu, oameni... e, e stupid, pentru că planul meu este în șase ani să mă mut în Portugalia, ca o să... casă de trei ani acolo. Ok. Învăț portugheza pe o aplicație, mh, scârție și am zis, vânzător mă fac. Lângă plajă la sudul lisa, știu zona, știu tot, nu mă mut mai în altă parte că nu sunt șofer. Că mi-aș fi luat în, au acolo, zice zone, Castelul Branco, costă cât o jumătate de apartament în Titan. Ok. Da, asta am zis și eu. Aș fi mai fericit așa. Adică foarte scump. <laughs> exact, adică 300 de euro, ca tot să le Titan. Nu, dar cu banii de un apartament în Titan, îți iei o jumătate de castel în Lisabona, okay. în uh, Portugalia, în Lisabona. Dar cumva am avut și eu. Și planul ăsta eu încă îl urmăresc. A venit pandemia, trebuia anul trecut să mă duc să mă mai uit la o tură de casă. Știi? Dar e acolo. Să știi. îi înțeleg. Da. Adică, bă, când îmi bag da, pula, îmi bag da, complet, cred. nu pe jumătate. Iar cred că liniștea aia, că și eu am, nu, nu, să plec din țară, dar și eu am să plec din București, să plec din București, să stau lângă București, nu contează, nu contează unde. Să plec să fie într-un sat sau într-un ceva, într -o... noi nu avem suburbii ca în state, sau că, mă rog, nu mai state, ca în țările mai civilizate pe lângă oraș, nu avem suburbii din astea, ok, sunt sate cum ar veni. Da, uite aici, din nou, apropo de diferență de structură mentală, fiindcă tu ești un om de treabă, tu vrei să scapi de agitație, gălăgie. De da. În mintea mea și scurios în mintea colegilor tăi, prietenilor tăi, e mai mult, băi, nu vreau să fiu complice la căcatul ăsta. Nu vreau să fiu complice la căcatul ăsta, nu vreau să dețin lucrurile aici, nu vreau să contribui cu taxe la acest sistem și la căcaturile care se întâmplă, I'm out. Forfit. că ăla e raționamentul din spate. Nu vreau să mai contribui la România, la cum se face România de către români. Nu neapărat vreau liniște. Că mă mut în cel mai aglomerat loc. Mi-e place gălăgia, îmi place... Ce mi-a mi plăcut foarte mult, dar de cât de 3-4 ani încoace și mai ales cu film... Da, film e ok. Mă rog, <laughs> bă, nu, că el nu-și dă seama. Mi se pare... Încerc să gândesc eu pentru el, dar e un de. căcat, că na. Uh, dar de vreo 3-4 ani încoace nu mai simt că s-a ajuns adică simt energia rea a Bucureștiului și eu am, crescut, da. am născut aici, crescut aici și am iubit, eu mă duceam în centru vechi singur să stau între oameni, eu nu intram nicăieri eu mă duceam, în tu mi-ai telefonul în 2008, Nu Nu, frate, nu, ah, nu okay. mi-o așa. <laughs> dar, pământ, mi-a plăcut gălăgia mi și îmi place, dar a devenit, energia pe care o simt, a devenit negativă. Adică o simt rău. O simt, mă duceam în turneu până să fie asta, mergeam în turneu patru zile cu doi oameni, să zicem. Ne simțeam bine, ne distram. Bă, când intram în București de la intrare, <laughs> în 20 minute ne certam între noi. Bă, nu avea cum să, bă, o o bă. Mă, -are cum să fie o coincidență, mă, frate. N-are cum să fie o coincidență. Bine, și noi suntem și într-o industrie la care la fel, bad vibes tind să vină la pachet cu da, munca cumva ta, ta. Da, dar eu simt de la toată lumea, adică și, și cu pandemia asta acum, e supărată rău lumea și asta nu are cum să nu se transmită. Și dacă nu crezi că e energie sau nu știu ce, se transmite prin faptul că suntem răi unii cu alții și asta face să fim și mai răi unii cu alții. Că nu are cum. Suntem, Da, odată suntem răi cu străini și mai suntem răi cu prietenii cărora ni se pare nou că le merge mai bine decât da. noi. Și deci presiunea, este... mă, acum în ultima vreme am realizat că mă moară presiunea posibilităților, care nu sunt acum neapărat în, în pandemie, dar faptul că dacă noi, noi suntem cu copilul, Andreea lucrează, eu lucrez mult acum și nu avem foarte mult timp. Adică dacă avem o seară, noi o seară pe o săptămână, o ardem date night așa, lăsăm copilul la mama, să stăm și noi, să nu ne despărțim. <laughs> de Am o că contează. Da, pe, da, 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 pe, că asta e, e de, gen treabă, nu e ne place să nu, trebuie să Hai stăm. Hai să evităm și luna că, asta. <laughs> exact. Hai să evităm divorțul. În, Nici nu-mi place serialul ăsta, dar dacă tu râzi la el, eu plâng în interior și mă prefac că e tot ok. Și ne... Uh. Uh, nu mai știu ce vreau să zic, că -am <laughs> chestia asta. Că aveți date night. Păi da, și ce? Că grijile. A, da, că... Până aici am noi fost atent. Dacă, mulțumesc de și <laughs> foarte tare. <laughs> uh, noi dacă zicem, ok, ce facem astă seară, atât de multe posibilități avem în București, în Titan, gen... Că nu mai faci nimic. Că nu ne bucurăm de nimic. Uh. Că ne plecăm stresați. Adică plecăm... Stresați. Noi stăm în spatele magazinului Titan, unde este un restaurant, o terasă clandestin care e foarte gemel, care ne place nou acolo. Și uh, noi mergem des. Și cumva ne gândim o oră la 100 de posibilități ca să zicem, bă, suntem obosiți, ne-am stresat și zicem, hai, mă hai mă mergem nă, până la, la clandestin și bem un pahar cu vin, că ne simțim bine, e vibe mișto, oamenii vorbesc frumos cu noi și așa mai departe. Dacă știi? avea o singură opțiune... Dacă aș avea opțiunea aia, m-aș duce de la început acolo și m-aș simți bine. Dar acum, bine, nu e cazul în perioada asta, dar o să fie în scurt timp. Uh, chestia aia cu ce facem miercuri, că ieșim în împreună. Party, acolo parte acolo nu Vrei să mergi? nu mai e party, că avem o vârstă, dar tot sunt. Hai că vedem un film, mergem la cinematograf, ce filme am mai aport? Hai să vedem. Nu-mi place niciunul. Un teatru? Pă, chiar n-am mai fost la teatru. Hai să vedem. Nu, hai să nu știu ce. Vrei să sunăm pe ăștia, poate ne vedem cu ei, să ne vedem și noi cu oameni și sunt un milion, putem să, să ne plimbăm, putem să mergem pe la părinți, putem să facem o de mii de chestii și deși nu le gândești pe toate, sunt toate tot timpul acolo. Da. Eu aici ce descritul este fix uh, problema unui creativ, adică cel mai modul în care pot să mă blochez cel mai rău, când e de o idee de campanie da sau da. un sketch, e fă ce vrei tu. Ah, da, când da, da. Și da, de da, mii da. De, mă blochez în toate. Dă-mi o singură, nu-mi dă asta varină negresă și e ecler, că o să mă blochez neștiind în care e mai bună și pe care vreau mai mult. Dă-mi da, da. doar eclerul și o să mi se că e cea mai bună alegere mea. Vreaz. Și te duci, da, te duci multe Și direcții. noi ne distrugem unul pe celălalt, că și Andrei e cumva, e, e grafic e, e designer, știi, și, ah, a, okay, atunci deci fine, a, și din... ea e pe genul ăsta mai artistic, mai creativ, și no, noi ne facem chestia asta unul altuia și eu am distrus-o pe ea cu copilul, pentru că cumva ea e șefa la copil. Și eu pentru că n-am chef, sunt obosit și n-am chef să iau decizii, zic fă, fă, cum vrei tu la multe chestii. Care iarăși îi deschide și să un vede că, Da, adică nu e că dacă ar fi casnică, mamă, ar sta acasă, cred că ar fi ok. Dar faptul că ea trebuie să-și mențină jobul și trebuie să aibă și mâncare copilul, trebuie să aibă mâncare și băiat, bărbatul Căuta și o să așa. De la tine. Da, avea nevoie, nu mai avea nevoie de... Uneori e fix picătura aia care avea multe pe cap. Ce da. să fac? Fă ce vrei tu futuzum, <laughs> că adică se vede că nu reacționează așa, dar se vede pe ea că nu îi că trebuia părțesc, să... Eu pățesc asta foarte rău și foarte să spun un pic agresiv. Bine, eu nu sunt agresiv, dar mi s-a spus că sunt alt și cumva oamenii se intimidează. Ok. De eu fiind cel mai pitic din s -s. echipa de basket, nu mă consider un tip mare, știi? Și dacă sunt cruntat, eu nu dau seama că de mai sus și la fața mea arată că vreau să bat. Eu sunt doar gânditor. Și mai descoper că stă una așa, să uită încă la mine că sunt nervos. Și am după câte o filmare de asta de două, am avut ultima acum 20, de ore. Uh, bă, a doua zi, după, în 20 de ore auzi o mie de nu se poate da. sau am uitat sau nu mi-a ieșit și trebuie să rezolvi o mie de nu se poate sau am uitat. Și după aia, și totuși un o meserie, sunt mulți oameni pe platou, sunt niște chestii grele, mai speciale. Bă, da, să vin a doua zi să mă trezesc, să intru Nu știu, într-un magazin, să cer ceva și să-mi spună vânzătoarea, nu se poate tu vii după 20 de ore de auzit în situația mă, mamă, ești așa, futu Dumnezeu, mă, nici asta nu se poate, mă, bă, me. Și rămân vreo două zile pistonat să nu mai aud oameni care îmi spun că nu se poate sau decide tu. Da. Că tu e o mie de decizii în ziua aia. Bă, dar nu, pute, nu poți să decizi tu, până dacă mergi la stânga. Tot eu trebuie să stau acum să promit că va fi bine așa și așa. Da, pentru că nu va nimeni să asume responsabilitatea, vă bani puțin. Asumă-ți tu de treabă cu ei și pe bani mult și pe bani puțin, dar zic și vânzătoarea de la magazin la fel, nu și asumă nimeni la nimic, dar toată lumea are o zi grea. Da. Știi? toți se trezesc nedreptăți și ziua lor este cea mai grea. Păi și de ce ne claxonăm în trafic, mă? Pentru că eu sunt mai important și ziua mea mai grea decât ta și lasă-mă în sloboz. Lasă-mă în sloboz, dar fixul metru. Da, 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 Ce câștig? Câștig un metru. Nimic. În viață nu câștig nimic, mă grăbesc să fiu sărac. Da, da. Acolo mă duc. Și asta o că tot așa, eu am această Încerc să văd un om care nu poate e mai trist sau știu care un job shit sau așa și încerc să fiu proactiv, happy sau fan să-l fac să se simtă mai important. Și foarte mult cu oamenii de la casă am asta în care încerc, hei, lăsați ni ne nevoie, a, mi-am adus eu singur în gândesc. Și țin minte, după o filmare de asta, o, înainte de, fix înainte de pandemie, coborât după filmare la un non-stop și am zis tânticii de acolo, nu știu, să rămână, să rămână străiți, aș vrea asta, mulțumesc frumos! Și am zâmbit. Bă, și s-a ridicat capul și s-a dat. Cine cura mă din spui tu mie, mă să trăiesc? Zicându-i un gest de bunătate, am făcut-o să-și dea seama că nu prea are în jur parte de atâta și mai mult am supărat-o. Și am mai pățit-o fix la o săptămână după aia, cred în prima săptămână de, înainte de lockdown. Uh, am comandat ceva de la Glovo, cred, sau whatever, și a venit un băiat public, de bă, și nu găsea adresa. M-a Mai pe stradă așa. Am coborât eu după el. El mă depășise. Ne-am interesat, ploua. Că de -aia am și zic, bă, moare băiatul ăla pe bicicletă. Și a venit, mi-a dat comanda și eu simțindu-mă vinovat că pe ploaia asta mi-a dus mâncare, i-am lăsat pac și până la 100 de lei. 20 de lei, când el făcea 7 lei. Păi a picat fața, nici pot să plângă. Pentru că gestul meu de bunătate valora mai mult decât toată cursa lui. I-am făcut munca să se simtă shitty. Și mai a zis un coleg, mi-a explicat asta cineva care lucrează pe Uber, a zis, nu poți să faci asta. Că îl demotivez pe om. Adică el a mers pe un 25 de nici n-a găsit adresa. Este așa, oh shit, mi-am făcut jobul prost. Și tu spui, lasă-mă, ia triplu. Că le iau șapte lei pe comisiune. Da. Și am zis, mamă, nu m-aș fi gândit la asta niciodată. Dar și eu când eram la corporație, așa e, toate chestiile da. care mi se întâmplau, gen, colegul de lângă mine era nedreptățit, dacă avea o poziție mai importantă. Am zis, mamă, eu de -aia eram la fel, doar că pe alt prag de bani. Știi? Apropo de cum funcționează păi și oameni. după asta ai luat... Care a fost decizia ta? Adică care a fost concluzia, gen, după întâmplările astea? Că nu mai sunt așa? Am dărâmat produsul! <laughs> nu mai ridic. Că ce? Că nu mai trebuie să mai fii așa? Că nu mai trebuie să mai zâmbești? Sau să mai fii... Să faci chestia astea? Uh, bă, da, am învățat să fiu mai puțin proactiv. Să nu vină de nicăieri. Pentru că mie, mie, eu asta fac și mie mi se pare că e un... Nu că, e una, nu că fac eu ceva și ajut oamenii, ci că nici nu știu cum să spun că dacă am fi mai mulți, dar nu suntem, dacă am fi mai mulți care am fi zâmbitori, am zâmbit celorlalți oameni, ar fi o avalanșă de spre bine, știi? Idealismul ăsta îl împărtășesc și eu. Adică, uite, atâta, că nu mă duc și exagerez și nu mă duc să-i dau mai mulți bani sau să fac ceva, ci efectiv încerc indiferent de starea mea, nu se fi supărat, indiferent că n-am chef sau că sunt vesel, încerc dacă merg pe stradă să nu fiu, de să, fiu să, fiu, să, am o față cât de cât luminată. Dacă se uite un om la mine, să-i semi zâmbesc. Dacă mă duc undeva la ANAF și e supărată doamna aia, eu să-i vorbesc, sunt și eu nervos pe dinăuntru. Dar nu e bine. ei vorb... că tu ești nervos. Înțeleg că poate ea e așa, nu că e așa, Ia. Poate au venit înaintea mea 10 care au făcut o în gură. Și atunci n-am de ce să mai adaug și eu. Poate hai să scot un pic și să fiu eu drăguț și să zic, Hai, lăsați domnule că nu știu ce. Să-i zâmbesc. Când îmi iau cafea, iar mă că tot. Când îmi iau cafea de undeva, să-i zâmbesc omului, să-i mulțumesc, să zic salut. Sunt foarte de acord cu tine pentru că, na, la origine pancake și niște hipioți supărați. Da. Că nu, nu e viața corectă. Dar lecția în ultimilor 6-7 ani asta a fost că sunt un oameni ca noi așa și mergem pe stradă cu această bunăvoință, dar de partea cealaltă de multe nu percutează ah, A, da. asta decât dacă e alt om ca tine. Pentru altul este, ia te ce prost. Ia te mă, ăsta e genul de prost care m a lăsa să mă bag în față. Eu te mă, ăsta e genul de prost care da, de, Eu cred că mințile lor, pentru că sunt blocați, în, toți suntem blocați în mintea noastră că mergem pe stradă sau în telefon sau în ceva, eu cred că mintea lui nu, nu raționalizează gândul ăsta pe care l-ai spus tu. Eu, că adică îmi place să cred că cred, da. îmi place să cred că omul merge, și vede un om care îi zâmbește și doar poate să-l vadă emoțional. Adică, nu știu cum să spun, să, tocmai să nu raționalizeze, să ia emoțional de mi-a zâmbit un om, e ok, e mai, mai... mai sunt și oameni ok, nu sunt toți supărați, poate avem dracu o șansă, nu știu, așa vreau să-l văd, nu știu dacă e așa sau nu. Asta că așa și eu vreau să văd oamenii, așa m-am învățat să o fac mai puțin, tocmai ca să nu mă păcălesc. Și poate dacă, dar poate dacă sunt patru, merge tipul ăsta pe stradă și vede oameni supărați, oameni cu telefon, îngândurați așa, și vede pe drumul lui din 30 de oameni, vede patru, nu unul care e nebun, vede patru zâmbitori așa și poate mâine vede șapte. Hai să, scoate, un... hai să, lăsăm strada, că da, dacă e doar pe stradă și între străini, dar zic exemplul ăsta de a arăta bunătate gratuit oamenilor să te aștept să se întâmple bunătate la muncă, nu știu, cu vecinii, da. te mușcă de cor de cele mai multe ori, pentru că majoritatea Asta e chestia de popoare balcanice. Am citit tot așa când erau cărți. Popoarele balcanice care au fost și, și din Orientul Mijlociu care au fost mereu la intersecția practic era o piață a victoriei de trafic din toate direcțiile. Veneau și din Asia, veneau și din Africa. Toată lumea îi măcelărea. S-au învățat să fie foarte sneaky. Uh -huh. Foarte loialitate. E până la un punct loialitatea. Dar fiindcă eu nu știu ce o să-mi fie mie mâine nu pot să fiu loial mai mult de 24 de ore și mâine vedem din nou dacă mă trezesc și sunt iar de loial. Și e o gândire foarte de ce mi este mie acum. Cei mai simpli bani cu cea mai puțină muncă. Că nu știi, noi avem frica da. asta, că nu știi. Se naște un copil să-ți trăiască. Uh, intenționez în morții mătii, să-mi da, 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 da. V-ați căsătorit casă de piatră. Nu bordei de, de lemn, că la arde. Casă de piatră, știi? Uh, e ziua ta, 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 la mulți ani. O să am grijă să am la mulți ani. Știi, în engleză zici congratulations. La noi este, bă, la mulți ani, că uh, nu știi da, da, Ai mâncat, da, da. Uh, să-ți fie de bine Că poate să o viitor, dracu E un da, fatalism da, al nostru da, da, da. Și cred că tu veni, încerc, veni și încercăm să arăți bunătatea asta peste tot, gratuit Nu e vina ta, în primul rând, dacă nu ți se întoarce Tu ai Păi, da, dar tot dar gratuit. Nu e, păi asta, asta e, că depinde și chestia asta Dacă pleacă o, un ajutor către cineva Sau bunătatea asta cu așteptări Da, e un căcat oricum dar la mine nu este, la mine este un... Frate, uite, asta e un pic cărămida pe care o pun eu, pe care încerc eu să o pun a, fi și a toți puțin mai... O accept. Că eu nu vreau să fie oamenii buni, eu înțeleg că oamenii nu o să fie buni la modul uh, are unul pană și ne oprim 30 de oameni și îl ajutăm pe ăla. Nu, nu, asta. Eu știi ce aș vrea să zic oamenilor? Nu să, nu fie, nu să fie buni, să nu fie răi. Înțelegi? Adică dacă, dacă, nu, da, dacă nu deranjezi pe nimeni și ești cât de cât straight face și îți vezi de treaba ta și încerci să nu superi pe nimeni, deja ar fi o societate mai bună. Sunt de acord, dar, ți-am zis, poate sunt eu la un pic mai nihilist. Pe jumătate am, am învățat să aleg momentele. În nu, păi da, eu poate. sunt sigur, a, a, tot cu tot analogia ta cu uh, filmul cu ăsta că, care era Monstru cu vampirii este și aici. Tot eu sunt ciudat. Da, pentru că dacă ești. eu zâmbesc între un milion de oameni care sunt supărați, eu sunt ciudat. Într-adevăr. Mai te dracu, de ce da, îți merge exact, bine? Exact, bă? Exact, bă, da, pare sau, că a zis asta. merge bine. Uite-l uh, pe ăsta, a făcut bani sau are ceva sau se bucură. Știu, da. dar din nou cred E, eu am întrebat pe mama la un moment dat, cum ai eu sunt foarte ordonat așa, foarte, să las hainele strânse, să fie curat, să, chestii de genul a, ăsta. te-ai căsătorit, ai zis, și ce, Da, îmi pare rău. Bine. Și, dar nu te plac în sensul la oricum. Bine. Nu, e, te apreciez ca... Andrei, uh, avem că de vorbit. <laughs> așa. Uh, și am întrebat pentru că văd băieții din jurul meu cum sunt băieții, adică eu și relația fost a mea iubită. Era, a locuit la mine o perioadă cu ai mei și hainele mele dimineața erau strânse și ale le-au aruncat undeva și ea era ea e fată și... Alea vă... se cheamă reminder, eu așa îi spun. Intenționat am lăsat cămașa aici sus pe sulap da, da, da. să țin minte în două zile să o port iarăși. Ok, A, am Sprezi. înțeles, am da. înțeles. Și uh, am întrebat-o pe mama recent, bă, dar cum, de ce sunt eu ordonat? Adică cum ai făcut chestia asta? Că văd și eu cu fiile are doi ani, dar văd și eu cu el că îi spun ceva și nu o să facă că îi spun eu. Plus că și nu cred că înțelege. Zis nu prea. Adică nu. înțelege ce spune, dar nu e la modul Nu vorbește japoneză încă. Nu, nu vorbește japoneză încă. Știe să numere în engleză. Ah, oh, bun. <laughs> dar nu, să numere wow, tu, u, tri, <laughs> nu știu cum se cu numără. <laughs> mă rog, și mi-a zis mama, ți-am zis de un milion de ori. Asta a fost. Pentru că ea a fost calmă, nu m-a terorizat, nu m-a certat, nu e... A da, pune și tu hainele alea! -a e nebunit! Nu, mi-a hmm. spus să-mi pun hainele, nu mi le-am pus, mi-a mai spus să-mi pun hainele, a venit cu mine și m-a ajutat să-mi pun hainele, mi-a spus să fac curat, n-am făcut, mi-a venit și a făcut curat cu mine, mi-a spus peste trei zile din nou să facem curat, iar n-am vrut să fac și am făcut curat. eu pe mine. Mi-a spus, da, mi-a spus curele de, 100 de toate... mii de ori aceeași chestie, fiind și ea un exemplu, știi, adică mm -hmm. trebuie să vină și chestia asta. Și de-aia, uite, că, că am zis și treaba cu podcastul ăsta, eu cred că dacă oamenilor le spui, oamenii nu cred că se poate ceva, acum cred că nu se poate, cred că dacă aud atât de mult, suficient de mult de la alți oameni că au putut, în bula lor, se întâmplă să audă de la mulți oameni că păi mă frate, toți. voi toți ați reușit să faceți ceva cu viața voastră? Trebuie să pot și eu. Și se schimbă mai ul Păi, da, poate dacă aud de un milion de ori, cum ai zis tu, nu cred că doar de 10.000 de ori. Păi, nu, da. Bă, nu știu cine este aici. Bă, tu cu rău. comanda. ai zis că ai dat comanda? Da, nu, trebuie să. Bă, eu văd pe asta. Să... Uite, fac o treabă, bă, nu să poți, nu o să meargă. Demonstrez pe banii mei, nervii mei că se poate. Primul lucru, da, mă, de ai avut noroc. A, mai asta fac a al altă doilea, liste, da. a doua oară la rând, iar iese, da, mă, le avut pe mai fac a treia oară. da, mă, dar ai jucat tu și ai lansat la timp. Și cât o să ține? Anul ăsta am auzit. Da, mă, dar la ce bani au avut aia? Și o am filmat mai ieftin anul ăsta. Și am, ok, câte, de până la milionul ăla, de câte ori? Că sunt da. la anul care va fi scuza dacă fac ceva bine. Și scuza se va opri în momentul în care nu vor mai fi pe lista de meniuri, nu vor mai fi alte scuze nebifate și vor fi dar mai dă-l în pula mea și pe cote. A, da, da, da. Clar, Acolo stă. Un... Da. Dă-te, drec. Bine, eu, eu am bine am că îți merge ție. Am, e, După vreo trei ani de stand-up, când am început să fac bani, și nu să fac bani, dar să câștig bani să din stand-up. Da. Uh, nu, că tot aveam salariul la 99, <laughs> dar făceam niște bani extra, gen și mă înceam la bloc și mai vorbeam cu ăștia cu care am crescut eu și bă, dar tu cât ai făcut pe -aia? Am făcut ce -am mai un spectacol. Băi, do te morți, pe jumătate tu... ori, pe 20 de minute sau cât faci tu acolo. Futu te Exact, exact. Deci în momentul în care am început să fac bani și mi-am schimbat și mașina gen anul trecut, am auzit vorbe de astea în cartier că nu mai salută ăla. Dar eu nu s-a schimbat nimic. Mă rog, nu, asta era ideea. M-a sunat un prieten anul trecut, înainte de pandemie. O, răspuns din prima. Bă, da, mă căcam. Da, mă, eram acum pe telefon. ce faci? Păi uite, am o filmare, greu. Îți merge bine la banii tăi? Zic, da, ok, tu unde ești? Eu sunt la surf în Portugalia, stăm de două săptămâni aici, lucrez de la distanță. Și eram, cu aia, mie merge bine? Da, fă te în cu surf. fă te în cu surf. știi? Da, mă, eu am auzit după trei ani de stand-up, că, păi da mă, dar tu ai avut și noroc că te-a băgat unul la Deco. Bă, că m-a băgat unul la Cafe Deco în 2007. Da. fac eu bani în stand-up în 2017. Pentru că cu 10 ani în urmă m-a băgat cineva la Cafe Bă, nu s-a pus nimic, mă, că am muncit acolo. Că am muncit la, la deco ăla la altul. Că am muncit la Club 99 de mi-a venit rău. Că i-am pupat în curpă Teo și Costel și le-am făcut toate poftele. Că m-am apucat singur de stand-up și am scris și am muncit și m-am dus. Nu s-a pus nimic, mă. La final, adică dacă vrei, da, se termină cu un bag la mocan, dar n-ai cum Da știi, asta e, din nou, omul ca să nu se simte el vinovat că n-a putut mai mult, îți găsești și ție motive pentru care îți merge da, bine da, 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 da. Eu pățesc des la reciclat și din nou m -am, m -am, de trei ani nu mai dau nimănui sfaturi despre reciclare, și cum să ar putea Dar eu de mic făceam asta sunt foarte organizat, știu unde să duc fierul la fier, unde să așa sticlele, cumpăr doar ce se poate recicla. Ah, nice. Și când aud de lumea, A, da, da, și noi reciclăm, este prima oară. Și zic, da, păi de, de exemplu am găsit un loc unde trimiți topuri de plută și dacă și, pot și capacele de la bere, să le duci la fier, dacă le strângi. Ei, nici chiar așa de obsedat. Și am zis, Că, aia, e normal. Da, dar reciclarea o... nu e obsedată să reciclezi. Nici chiar așa. Dar... Eu le duc la ghen în spate. Păi știi că, uite, poți, de exemplu, când comand să zici fără acum, sau să nu mai comanzi neapărat pe livrare, sau dacă o comanzi comandă mai mult, o pungă mai puțin. Păi și se strică toată mâncarea, atunci comanzi mai puțin. Păi și mor de foame, atunci îți gătești în mea. Păi și dacă mă tai... Atunci te duci atunci în... Nu mai mânca fătut în gură de, de gras. Știi? Băi, dar nu vreau o soluție care pare grea. Mereu trebuie să aibă o scuză. Da, da, la mine, da, da, da. în zonă, îmi scria cum o săptămână bă, vreau și eu să duc la reciclat pe bune, cum duci tu că am noroc să fie lângă mine ceva. Dar la mine în cartier nu e. Unde stai? În Ferentari. Zic, mi e mi-e greu să cred că în Ferentari nu există centru de reciclat, 20 de sticle și... Nu e, mă, n-am găsit. Bă, și am dat Google, era la 23 de În spatele blocului, locurile doar. Dar... N-am, n-am. mă, n-am. Eu primesc mesaje de asta pentru că eu răspund la mesaje și oamenii știu de la între și de astea că eu răspund. Oamenii mă întreabă tot felul de lucruri. Orice vor ei, de podcast, de când Ar are show să mă la costel... cu fata asta? Da, nu, dar când are show Costel la nu știu unde, mă întreabă pe mine, că știu că eu răspuns. Și mă întreabă acum mai uh, recent chestii tehnice, că știu. Bă, și mă întreabă și știi ce fac mai nou? Mă întreabă și eu le dau, le dau prin screen cu primul rezultat de pe Google. Scriu, iau întrebarea, efectiv întrebarea, bă, ce ar trebui, care ar fi un microfon bun de asta? Și eu iau întrebarea, maxim o transduc în engleză, dacă nu-mi dă rezultat, ok. Dacă și mă întreabă asta? care ar fi un microfon bun de asta, și eu zic, what kind of mic, nu știu, what's the budget mic for starting a podcast sau ceva de genul asta? Și scriu pe Google și dau prin screen cu primul rezultat, cu linkul de la primul rezultat. Și se bucură sau? Nu? Nu, normal că nu, pentru că eu nu voia să la fel răspuns la întrebare, vreau să vorbesc cu mine. Ah, ok, cream că vrei să validezi vreau să tu să ceva. Să zică ceva, sau da, sau să Vreau să nu stea să facă ceva. Eu vreau să fac un podcast, am nevoie de microfon. Pun eu mă, mă canul ăla face, mă, ia să-mi facă și mie. Știi ceva de genul <gătă> ăla? adică sunt două chestii. Una e puțin mai pozitivă, voia să se bage în seamă și nu știa cum și-a găsit asta. Alta e asta, de ia să-mi facă, și mie. Ce Eu nu mă uit la clipurile lui. No, nu, nu l-am plătit cu timpul meu. Da, da, corect. Că Îmi mi se pare, ai să și asta, că noi dăm chestii gratis. Păi stai, mă, eu mă uit. Zi <gătă -mi gătă> mersi că mi-a să mă cac, că puteam să nu mănânc deloc, că nu vreau să reciclez. Și acum nu mă uitam la emisiunea ta. Mă bucur că ai zis că vreau să-mi și mă bucur că ai terminat cu reciclare. Că îmi se pare așa, terminăm frumos cu uh, frumos. tu reciclezi. Cu asta asta, pleacă tu cu mine acasă. Un, oh. După ce îl beau pe tot Coca-Cola. <laughs> păi gameși picioare. Nu, dar apropo de chestia asta, na, obsedat e când, de exemplu, zic că buzunarul stâng de la spate este mereu pentru chiștoc. Am învățat de la japonezi asta că buzunarul stâng e pentru gunoi personal. Asta pleacă cu mine acasă și o reciclez. Adică, așa da, pot să zic, bă, am și o mică, m-am obișnuit de 15 ani de mult cu reciclatul, că da, poate fac niște chestii inconfortabile. Dar o fac, nu zic, e, tamă, da, mă, da, atât de greu plasticul ăsta în și am mult de mers spun, Nu, bă, dacă vreau să o fac, o fac, nu există, nu pot și nu există, uh, nu-mi place. Dar, scuze, doar nu-mi place și nu vreau, nu există, nu pot. Știi? zic că, că ești un, un exemplu mult mai ok de om decât pare, pare cumva, <laughs> decât părea așa. Adică și reciclezi <laughs> Și gătesc și reciclez fac ciorbe super bune E deranjant Mulțumesc frumos că DIY Mulțumesc frumos pentru, acest, pentru, apariția la acest cum Sper să schimbăm vieți împreună uh, Eu doar sper oh. Chestii, <laughs> în general, speră tu și pentru mine. Care speranță foarte bună? Ce mi-ai recomandat? Că tu mai ai speranță. Să fim sănătoși, Bă, să, să să trăim dar n-ai ajuns la asta, la vârsta asta? ne ai ajuns la vorba părinților noștri? Bă, sănătoși să fim. Bă, eu mă suspect, de vreo șapte ani că gata, măi, n Am făcut multe prostii ca panchești în S-au Bă, băut okay. multe chestii dubioase. Da. Pâine cu muci? Uh, nu, scrum cu gin. Ok, da. hai să oprim. Dar, uh, apropo asta. de, știi, pandemia nu-i spune pe și că la câte substanțe au încercat drept cu tinerețe. Fix o injecție acum, mi-e frică de un vaccin. Am, am rezolvat eu peturi de bere mai bine. Eu asistat în soare decât. Ai, da, a fost și glume din astea cu. Bă, te e frică de vaccin și asta vară băgai heroină făcută într-o <laughs> cadă în Berlin. Deci, duceai <laughs> la festival. <laughs> da, 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 da. <laughs> Bun. Hai să Bun. mergem, să rămână. Să fie bine, bine la toată lume. lumea să ne ajutăm unii pe alții. Da, te invit să luna viitoare, când o să, ă, luna viitoare, când o să aibă o super succes. Abia aștept. Acesta. După, deci, după aia e bendeac, nu? Și o să da, crească da, fiurile viurile da, și da, după da, aia da. -și depresie. Da. Două milioane jumate, va la micuțul, la MCN. Două milioane jumate. Frumos. bendeac. Extraordinar. Lasă că într-o zi ajungem și noi acolo. Dar nu contează să ajungem acolo. Ca așa, nu măcar. <laughs> Băi, îți vin 100.000 de mii de views, frate. Ah, bă. că m-am vrut să spun ceva. Nu mai, gata. Scuze. Tăiem la, la mântă. Mamă, frate, cât să poți să sune telefonul. Hai, răspunde, răspunde. Gata. Ofisorii. Pup. Mulțumim. Vă pup să vă abonați. <laughs> pa, 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 pa.